să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorul Lui Iisuse, care din lume a plecat, conduind veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Fraților preiubiți, privind astăzi pe acest monument, vedem sus Sfânta Cruce. Vrem să binecuvântăm acest monument în mod solemn, să cinstim în credință planul lui Dumnezeu, prin care misterul crucii a devenit sacrament al îndurării dumnezeiești și al iubirii față de oameni. Privind crucea, să ne amintim că pe ea s-a împlinit jertfa mântuirii, prin care Hristos a iubit și iubește biserica, adică poporul său. Salutând crucea, acest monument prin care Hristos este prezent în mijlocul nostru, să ne reamintim că înlăturând orice dezvinare prin sângele său, Hristos a făcut din diferitele neamuri un singur popor al lui Dumnezeu. Venerând crucea, să ne gândim că noi suntem și ne mărturisim drept eșiponei săi, purtându-ne și noi crucea zilnică, urmându-L cu generozitate, cum au știut să o facă din plin eroii noștri. Să ne străduim așadar, să participăm cu luarea minte la această celebrare, pentru ca misterul crucii așezat pe acest monument să ne dezvăluie mai puternic și să putem cunoaște mai bine semnificația Lui. Să ascultăm acum cuvântul Domnului. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Să aveți în voi acea atitudine care este în Hristos Iisus. El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu, dar s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte și încă până la moartea pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și a dăruit numele, care este mai presus de orice alt nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de desubt. Și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Te rugăm, Doamne, Părinte Sfânt, care din belșugul iubirii Tale ne-ai oferit calea mântuirii și a vieții pe lemnul crucii, din care omul scusese pieirea și moartea. Deci Domnul Iisus, preot, învățător și rege, când a venit ceasul trecerii sale, s-a rugat de bunăvoie pe lemnul crucii și l-a făcut tron al slavei sale, altar de jertfă, amvon al adevărului, temelia amintirii, moment de aducere aminte. Acolo, înălțându-se de la pământ, a triumfat asupra dușmanului din vechime și, împurpurat de sângele său, a luat prin suferință totul asupra sa. Acolo, cu brațele deschise, ți-a adus Tatăl ofranda vieții sale și ne-a oferit puterea mântuitoare. Acolo, murind, a învățat ceea ce vestise prin cuvânt, că bobul de grâu îngropat aduce roade multe dacă moare în pământ. Te rugăm așadar, Doamne, pentru credincioșii Tăi, care venerează acest monument al mântuirii, ca ei să dobândească acele roade ale răscumpărării pe care Iisus Hristos le-a câștigat prin pătimirea Sa pe cruce. Din ea să soarbă mângâiere necaz, spre ea să alerge cu încredere în primejdii și întăriți de puterea ei să străbată nebătămați cărările lumii, până ce Tu, Părinte, îi vei primi în împărăția cerurilor, pe cei care și-au dat viața iubindu-te pe tine. Toți cei care se află înscriși pe acest monument au privit și acum sunt sub umbra crucii acestui monument. Doamne, te rugăm, privește spre acest monument însemnat cu semnul crucii, ca el să fie monument al binecuvântării, al aducerii aminte, loc de odihnă și speranță. Aici inimile noastre să găsească mângâiere, aici să-i amintim pe cei care ne-au iubit
și-au dat viața pentru noi. Aici pe Tine Te lăudăm așadar, Doamne, și de la Tine așteptăm mângâiere, ocrotire și binecuvântare asupra întregii țări, asupra întregului popor și asupra acestei comunități. Răsplătește-i, Doamne, pe toți eroii noștri, pe toți cei care și-au dat viața pentru credință, familie, patrie și pentru unirea tuturor într-o singură familie, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-Te de ei! Hristoase, îndură-Te de ei! Doamne, îndură-Te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie! Cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Trăiește și ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și prin ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-Te de ei! Hristoase, îndură-Te de ei! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezvești pe frații noștri și pe toți eroii noștri decedați și să-i primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dărălor, Doamne, și lumina cea să se odihnească în pace. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, dar ceremonia noastră va continua. La sus fi culmea dealul lui, fie maxul sau tăltoi, când în copța vira sone, și eu strigat lume. Ce fără piuitorii, ca vatra fără calădoră și o grada fără șură. Ce fără piuitorii, ca vatra fără calădoră și o grada fără șură. Roate lângă claie, dar, și-a fi și poftă
paie, poate până somn ia să mai suflă paie, Marta, suflă! Din pinul de șâie, drogul e sfânt, în nas și până din lăie, din pinul de șâie, drogul e sfânt, în nas și până din lăie, Și mai pași de vedere, da. Că te-ai mai jăcut, și mă fără la fără.